Președintele rus Vladimir Putin a transmis marți un mesaj adunării federale, ceremonia având loc la Gosni Dvor din Moscova. La discurs au participat deputați, senatori, invitați speciali și ofițeri ai armatei. În timpul mesajului său, președintele Putin a detaliat mai multe subiecte, printre care războiul din Ucraina, economia și sfera socială. El a învinuit Occidentul că vrea să transforme un conflict local într-o confruntare globală. Totodată a acuzat Occidentul de degradare morală. Cităm: aș vrea să-i spun Occidentului, uită-te la principalele cărți ale religiilor lumii. Se spune că familia este uniunea dintre un bărbat și o femeie, dar chiar și aceste valori sacre sunt puse la îndoială. Biserica britanică are în vedere ideea unui Dumnezeu neutru din punct de vedere al genului. Elitele din Occident înnebunesc, ducând oamenii la dezastru, și ne vom proteja copiii de degradare și degenerare. Comentând afirmațiile președintelui Putin, cunoscutul autor Amir Țarfati spune că, cităm, menționarea de către Putin a cărților sfinte este modul acestuia de a se referi atât la Biblie cât și la Coran. El creează cu pricepere un teren comun al conservatorilor dintre evrei, creștini și musulmani. Cuvintele sunt rostite de Putin, dar au fost scrise de Alexander Dugin, filozoful său politic. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a vorbit luni la o reuniune specială a Consiliului de Securitate despre Orientul Mijlociu și conflictul israeliano-palestinian. În discursul său, ambasadorul Erdan a ținut în mână o poză cu cei doi copii uciși recent la Ierusalim și a criticat pe membrii Consiliului pentru că au convocat reuniunea spre a condamna Israelul pentru eforturile sale de a-și proteja cetățenii de terorismul arabo-palestinian, dar nu i-a condamnat și nici nu a luat măsuri contra instigării la crimă de către autoritatea palestiniană împotriva Israelului și contra sprijinului și finanțării terorismului de către autoritatea palestiniană. Ambasadorul Erdan a subliniat că autoritatea palestiniană este cea care încalcă toate acordurile, chiar dacă s-a angajat să lupte împotriva terorismului, face contrariul. De asemenea, a aderat unilateral la ONU în calitate de membru observator, fără nicio negociere și în totală contradicție cu angajamentul său. Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu a condamnat crimele teroriștilor. Oficialii Fatah au tratat atacul asupra sinagogii din Ierusalim ca pe un act de eroism. Pe data de 8 februarie, colegiul din Osbury a raportat un eveniment neobișnuit în timpul unui apel la pocăință într-o întâlnire de miercuri, când cel puțin 100 de persoane au căzut în genunchi și au fost copleșite de sentimente puternice de închinare, pocăință și înviorare spirituală. De atunci, întâlnirea s-a transformat într-o revărsare a Duhului Sfânt, care a devenit din ce în ce mai numeroasă în fiecare zi cu vizitatori care vin din toată America și din întreaga lume. Se estimează că peste 15.000 până la 20.000 de persoane au participat la slujbele de trezire în ultimele zile la Osbury, care evident nu au putut intra în capela colegiului și au rămas afară. Toate acestea se întâmplă în micul oraș Wilmer, Kentucky, care are în mod normal o populație de 6.000 de locuitori. Prezența mulțimilor a determinat Universitatea din Osbury să anunțe că slujbele publice de închinare în auditoriul Hughes al școlii se vor încheia luni. Începând de marți, 21 februarie, serviciile disponibile publicului vor avea loc într-o altă locație mai potrivită. Tentativele de incendiere a mai multor clădiri bisericești din centrul Indiei au fost oprite duminică 12 februarie după ce ofițerii de poliție au arestat trei extremiști hinduși, dar nu înainte totuși de a fi incendiat o parte a clădirii. Pastorul Mahesh Kure de la Biserica Evanghelică Luterană din localitatea Chaukipura din Pradesh, India, a declarat că duminică dimineața a găsit clădirea incendiată atunci când a ajuns pentru a începe slujba de închinare. Tot mobilierul, inclusiv scaunele, amvonul din lemn, covoarele, masa, instrumentele și Biblia din altar, au fost arse după ce s-a folosit un lichid inflamator care a transformat totul în cenușă, a spus pastorul Kumre. Poliția din Khesla a arestat trei persoane bănuite de incendiere și au mai subliniat că atacatorii erau hinduși, în principiu elemente marginale, care nu aparțineau vreunui grup extremist cunoscut sau unui partid politic. Nu este primul atac de acest fel. Mai multe biserici din zonă au fost atacate de către persoane agresive care au oprit serviciile de închinare, au profanat clădiri și au amenințat cu bătaia și cu moartea preoții, pastorii și enoriașii creștini.